Salutare YouTube, sunt Cristi și astăzi revin cu cel de-al patrulea episod din seria noastră de Hexit. Dacă vă place această serie, nu este să apăsați un de like pentru că chestia asta mă susține. Mă motivează. Și așa mă susțineți, ne, ca să nu ziceți că vorbesc fără rost. Bine, oricum vorbim fără rost la faza asta. Știți ce, domnul iartă-mă, s-a spart ușa. A, era intrare, mă, doamne. Și vă dați seama că am trecut pe aici, m-am dus și am spart... Aoleu. Ok. Ultima dată am venit, am găsit dungeonul ăsta și am văzut un goblin, sau cum dracu se numea căcatul ăla. Care... Ei, da, goblin. Mamă, cum ții pe ăștia. Bă, 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 bă! Am uitat că n-aveam de ăsta. Am uitat că n-aveam pic de armură. Și, doamne, bă, bine... Bine că am uitat ăsta, patul aici. Ceva îmi spune că nu sunt pregătit. Ceva îmi spune că nu sunt gata să să mă duc în dungeonul ăla, așa că o să ținem minte că e aici. Bine, se vede pe hartă și o să mergem în partea asta să explorăm câte ceva. Oricum am reușit să iau niște lucruri. Bă, cartea că golea în chest-ul. A, l-am golit. Da, l-am golit. No, bun. Stai, nu în partea asta voiam să mă duc, în partea aia voiam să mă duc. Perfect. Așa. Încă sunt puțin șocat de biomul ăsta. Știi, și parcă am impresia că l-am mai văzut, dar nu mai țin eu minte de el, că... Ne, cam degeaba. Ok, acum am la patul. Bine că acum se face noapte, că dacă se făcea noapte atunci... Oricum degeaba se făcea noapte că realizam că n-am patul la mine. Știi ce, las așa. Cum a fost asta? Frate, am level 9. Oare de cât level am nevoie ca să pun un Fortune 3? 4. Care era ultimul? Cred că 3, Fortune 3. Era Fortune 3, Efficiency 5. Am Breaking 4, cred că ăla era ultimul. Nu mai știu exact cum sunt enchanturile. Shame on me. Shame on me. Nu mai țin minte. Chiar nu mai țin minte. Asta e. Dacă nu mai țin minte, ce să-mi faci, frate? Eu sunt mai greu de cap așa, de felul meu. Oi, 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 oi. Oh. Some usher. Bun. Luăm patul și am plecat. Încotro acum. Parte? Parte. Opa! Doamne iartă-mă, a fost asta. S-a blocat și... Mă rog, o să-și revină. Adică, pruncă, să-și revină și-a revenit. Sincer, mă miră că merge așa de bine de obicei când se generau munți și... Ăla e un turn de obsidian. Ăla e un turn de obsidian. Da, mi-amintesc de turnul de obsidian. Dar e prima dată când văd unul suspendat. Nu mai știu exact ce făcea el, dar mă rog. Mă, și nici nu vă dați seama care e și care sunt eu, nu? Hai că știu că așa e. Avea lavă, parcă, sau ceva, nu mai țin minte. Lasă-și. Mi-ar trebui un dungeon mai mic. Sau, de fapt, mi-ar trebui ceva, nu știu, un loc în care să mă stabilesc și cu niște dungeon-uri micuțe mai aproape. Astfel încât să mă pot duce și să cartesc și ceva. Că așa, degeaba. De fapt, mi-ar trebui așa, în general, un loc în care să stau și o dreapă. Uite și tu, zici, aoleu, cum am ajuns la asta, trebuie să-i scaladez muntele, mă. Nu-mi place. Ok, hai că găsim pe aici o cale să ne urcăm cumva într-un mod frumos, relativ. Hai da, eu, oi. Bun, dar știi ce? Lasă așa. Oricum nu o să mai trec eu pe aici să zici că, băi, uite ce am făcut, am lăsat astea și se văd urât. Ne, nu văd de treaba mea. Ok, ploaie de capul meu, mus peste tot. Drace, vreau și eu să stau undeva. Ceva îmi spune că o să mai mă plimb, băleacă. Așa.
Ah, ok, asta n-are. Speram și eu. Fă ceva portocaliu în partea aia, nu-mi dau seama ce... Bine, posibil să fie ceva, nu știu, nisip, chestii, biome nou, că văd că e mai mult. Eu, e băi, și eu care ziceam de partea asta, de partea asta ziceam că e de câmpie sau ziceam de altă parte? Nu, 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 ziceam de peticul ăla micuț, doamne. Uite, diamante. Și o hexical flower. Dar chiar, mă întreb oare peste câte hexical flower, peste câte flori din astea au fi trecut. Ok, am 4 diamante, mai am 2 în rucsac, ne-am scos. A, ăla e de la... cu nisip roșu, nu prea e bun. N-am ce căuta acolo. Și cum necum tot în aceeași zonă de unde am plecat, pornesc. Hai, mai bine că mergem până... până deșert. Poate găsim ce altceva, nu cred. Știi, dacă, era frumos dacă au făcut biomurile astea, să le-ai făcut și cu un scop, adică măcar să fie adăugat alte lucruri în plus pentru biomuri, cea genul. Dungeon-uri pentru biomurile în plus, că ne sunt biomurile cu pași de aia gigantici care, în afară faptului că îți oferă mult lemn, nu prea fac nimic. Apoi este... uitați-vă și voi, alo, e degeaba, trebuie să mă duc pe partea aia, habar n-am. Și moftic de asemenea că nu am, cum se numește, că nu am un electric staff, că trebuie să stau să merg pe jos și să mă duc la mama naibii. Damn it, frate, damn it. Nigga. Ah, dar știu că îi place. Au. Da, nu-i bai. Oh, ok, ok, ok. Sper că nu e aceea, dar cred că e aceeași zonă. Da, e aceeași zonă pe care am văzut mai devreme. Dar cred că o să mă stabilesc acolo pentru că pare o zonă dreaptă și de fapt nu ajunsesem acolo, încă n-am trecut prin ea. Ha. La fel de bine aș putea să-mi fac acolo o căsuță micuță și cam aia să fie de început. Am și o ușă, două chiar pentru... Mamă, și în ce hal a făcut calul, mi s-a părut că a fluierat cineva. Doamne, bă, până n-o să iau eu un spider hook de la să-mi bag piciorul în ce hal o să mă chine. Opa. Ups. Mamă, mă, și tă treaba. Tot nu-i băi, nu-i băi. Văd treaba mea. Nu mai zic nimic. Ok. Hai că aproape ajung. Așa. Sunt curios cum o să se facă trecerea de la biomuri, pentru că chestia asta e efectiv un petic de pământ și probabil că nu e chiar așa de mare pe cum pare pe hartă. Aici, efectiv e un petic de pământ micuț. Dacă era un pic mai întins, dacă era o idee mai întins, mă jur că îmi făceam aici casă. Mă rog. M-aș putea să fac și așa, dar... Aoleu, ăsta e biom de la calume. The snow. Oh. Deja o dăm în chestii serioase. Nu ne mai jucăm. Păi trebuie să dăm de pinguini. Ah, uite, pinguini și urși polari. Eu încerc să urmăresc peticul ăla de pământ, poate se prelungește și pare că așa ar face eu. Ce? Ăștia râd. Ăștia râd de mine. Ha, 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 și vouă, ha. What the fuck? Ok, văd un village. Doamne ajută, în sfârșit ce fac o lume. Wow. Wow, deci în ce hal? Și bănuiesc oricum, o să găsesc nimic interesant pe aici. Capa.
Măcar zona e bună, deci pot să construiesc și eu pe aici câte ceva. Mă rog, nu e chiar fenomenală zona, dar e bunicică. Și avem chestiuță de asta, deci e bun. Flint pickaxe, what? Stone large guard, ok, deci căcatori, astea sunt căcatori. Bronze blade, slime, crossbar, slime knife, așa, deci astea sunt degeaba. Dar am chestiile alea craftate, deci e ok. Mi se pare că pe atunci nu se puneau căcaturi de alea gen... What the fuck is this shit? Ok, clar ceva e schimbat. Aoleu, băi, n-am și eu, stai. Parcă și vă pe aia că vină. Ah, ok, n-au venit. Am nevoie de... Torțe, uite, am torțe aici. Oh! Înțeleg, de la lumină... Nu, pardon, pentru că n-au avut lumină. Chestiile astea s-au făcut semințe. Și n-au mai putut să mai crească, sau, mă rog, să stea ce voiau ele. LOL, creeper! Nu! Mamă! Păi frate, asta e practic... sentință la moarte. Dacă îți vine un creeper pe un spatele unui de ăsta și... Vă dați seama câte căcaturi găsim aici? Perfect! O, doamne! O, doamne! Ok. Amin. Ce dai cum să mai zic? Vă dați seama că nici măcar nu-l văd? Probabil e construit pe la 200. Frate, asta chiar n-am mai văzut. Ok, deci s-a schimbat câte ceva pe la jocul ăsta, în mod pe costa și e ceva construit acolo. Ce drept, nu e foarte mare zona, dar e o zonă măricică. Holy shit, dacă e un dungeon și mă trezesc cu aia pe capul meu, prăfălesc grav, fac urât. Dar n-am... cum să fac armură încă. Deci trebuie să joc inteligent. Hai nebii, măcar să mă duc plin. Așa. Și să-mi echipez sabia. Sunt gata. Shit. Am pus de prea multe ori. Aud niște zgomote ciudate. Ce mamă? Nu mă aruncați. Nu cred, mamă. Unde am murit? Deci am murit tocmai undeva pe aici. Oh my god. Mi-a aruncat jegosul ăla. Ok, deci ce e asta? Backpack. Aruncați o grămadă de căcaturi. What the fuck is this? Deci poți să-l pui, să-l deschizi, să-l folosești pe post. Oh, doamne. Dacă știam, așteptam să vină ziua. Damn! Hai mă culcă. Trebuie să-mi fac armură de aer. Mă rog, hai să facem așa. Tot am asta aici. Hai să craftăm un... De fapt, să vedem cât iron am. Am ironul ăsta și mai am... Nu, mai am 6 bucăți. Ce-a piuit acum? Deci aș putea să-mi fac de... Mai fost pe măcar. Ceva armură. Ok.
Partea bună e că, cum să zic eu, chestia asta s-a întâmplat suficient de departe încât să nu mi se nu-mi dispară. Nu merge să-mi dispară că nu aveam decât sabia acolo. Oricum o să fac o sabie de diamant, că sabia de aeronic am praf acum. Și da, asta o să fie. What? Ok, de fiecare dată când apăs shift, scoate un sunet. Ok. What the fuck? Oh well. Da, hai că uitați ce o să fac. O să aștept să se termine ăsta aici, după care mă duc la locul de unde am murit ultima oară, doamne. Până data viitoare, am fost Cristi. Sper că v-a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, pentru că mă încurajează să continui. Bye bye.